Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vă voi vorbi despre canalele de YouTube EduCred. Vă voi spune cum le puteți găsi, la ce le puteți folosi, cum vă puteți abona la acestea și cum puteți distribui materialele care se află pe aceste canale. Haideți să accesăm un browser pentru a le găsi. De pe un browser eu voi folosi Google Chrome, voi scrie la căutare YouTube. Pentru a accesa platforma de conținut audio-video YouTube. Odată accesată această platformă, vom avea disponibilă bara de căutare. Aici, în bara de căutare, voi scrie EduCred. Am scris EduCred și am apăsat asta. Enter. Primul canal pe care îl găsește la rezultate este EduCred Gimnaziu. Acest canal este cel care găzduiește resursele educaționale deschise și tutorialele educaționale pentru ciclul gimnazial de învățământ. Pe prima pagină, pagina de pornire, îmi vor apărea cele mai recente și cele mai vizionate materiale de pe acest canal. În secțiunea videoclipuri, voi putea vedea toate resursele educaționale deschise încărcate în acest moment pe acest canal de YouTube. În secțiunea playlisturi, materialele sunt organizate atât pe discipline, cum observați în partea inferioară, cât și pe clase. Dacă derulăm din partea dreaptă pe acea săgețică, din partea superioară la playlisturi create, veți observa că avem aici playlisturile clasa a 5-a, clasa a 6-a, clasa a 7-a și clasa a 8-a. Pentru a rula toate materialele din acest playlist, de exemplu la clasa a 5-a, apăsăm redațiile pe toate din acel playlist și astfel voi putea vedea în ordine, așa cum au fost încărcate materialele pe acest canal, toate resursele educaționale deschise pentru clasa a 5-a. Vedem că mi-arată aici unul din 362. Asta înseamnă că avem 362 de materiale în playlistul pentru clasa a 5-a. Mai departe, ce fac dacă vreau să mă abonez la acest canal? Am opțiunea de sub videoclip unde scrie Abonează-te. Pentru a mă abona, apăs aici Abonează-te. Clic stânga. Am dat clic stânga și mi-apare că nu sunt conectat eu la contul meu de YouTube. Mă pot conecta la contul meu de YouTube cu orice cont de Gmail. Apăs Conectează-te, făcând clic stânga. Am apăsat Conectează-te și voi folosi unul dintre conturile de la școală, de la una dintre școlile la care predau. Introduc și parola. Apăs înainte. Aștept să se încarce. Și acum din nou îmi deschide același videoclip din playlistul în care mă aflam, cel la clasa a 5-a, decât că acum sunt logat în contul meu și pot avea mai multe opțiuni disponibile, printre care cea de abonare, de care vă spuneam mai devreme, pentru a scăpa de aceste spoturi publicitare, apăs omite anunțurile. Aștept să se încarce pentru că acum mi se vor încărca toate cele 362 de videoclipuri, de aceea durează mai mult. Și iată, sunt abonat la acest canal. Am în partea dreaptă, de lângă abonat, acel clopoțel. Acel clopoțel se referă la notificările pe care le voi primi referitor la acest canal la care m-am abonat. Dacă este tăiat acel clopoțel, nu voi primi nicio notificare referitoare la acest canal. Dacă accesez personalizat, ei bine, de fiecare dată când se va publica ceva pe canal, voi primi notificări. Pot personaliza notificările dacă merg în dreapta sus, lângă opțiunea contului meu, pentru că iată, acum văd pictograma contului meu și dacă dau click aici, văd opțiunile disponibile ca utilizator logat, conectat de YouTube. Și vă spuneam, dând pe clopoțel pe notificări, îmi pot personaliza notificările. Am aici acea rotiță de setări. Apăs pe rotița de setări. Și mă va duce la pagina unde pot accesa setările notificărilor contului meu. Închid cu X clipul care rula. Și iată, dacă sunt de pe un computer, pot activa notificările din browser. Adică atunci când sunt conectat la Chrome și s-a publicat ceva pe acest canal, să-mi apară în dreapta jos o notificare referitoare la acesta.
Apoi, referitoare la ceea ce să primesc despre canalul la care m-am abonat, să primesc notificări atunci când am videoclipuri recomandate, când este activitate pe canalul meu, răspunsuri la comentariile mele, mențiuni atunci când cineva scrie cu arond și numele canalului meu, la conținutul distribuit și altele. În secțiunea a doua avem notificările pe care le primim prin e-mail și aici putem seta limba în care să fie aceste notificări pe care le primesc pe e-mail. Eu, de exemplu, acum am setat limba română, de la limba e-mail-ului. În partea stângă am și celelalte opțiuni referitoare la setările contului meu. Voi dezactiva opțiunea de a primi notificări în browser pentru a nu-mi apărea aceasta atunci când lucrez, chiar și cu copiii, spre exemplu, când am un Google Meet, o întâlnire pe Meet. Cel de-al doilea canal al EduCred este EduCred Primar. Scriem în bara de căutare EduCred Primar. Cu spațiu sau fără spațiu, oricum rezultatul va fi același. Iată, este canalul primar EduCred, la care eu sunt deja abonat. Dacă nu eram abonat sau dacă nu mai vreau să fiu abonat la acest canal, fac click acolo și apăs dezabonează-te. Dacă vreau să mă abonez din nou, apăs abonează-te. Odată abonat, în partea stângă, îmi va apărea aici, vedeți, primar EduCred, respectiv EduCred Gimnaziu. Îmi vor apărea canalele la care sunt eu abonat. Voi accesa și primar EduCred, acest canal unde găsim resurse educaționale deschise pentru ciclul primar de învățământ. Dacă merg în secțiunea playlist-uri, voi vedea și aici că materialele sunt organizate atât pe discipline, cât și pe clase. Iată, clasa 1, clasa 2, clasa 3, clasa 4. Voi merge pe playlist-ul geografie, de exemplu, care are 6 materiale și vă voi arăta acum cum puteți aprecia. Cum puteți să dați dislike, să nu apreciați un videoclip și să-i lăsați un comentariu. Iată, aici, în partea inferioară a ecranului, a videoclipului, avem acea secțiune unde eu deja am apreciat acest clip. Dacă vreau să nu-l mai apreciez, apăs pe acel buton. Dacă vreau să-l apreciez din nou, apăs pe buton și iată, are 6 aprecieri. Eu am lăsat la această resursă educațională deschisă și un comentariu. Așa că voi merge la altă resursă educațională deschisă pentru a vă arăta cum lăsați un comentariu. La locuitorii și așezările omenești. Apăs pe apreciere dacă îmi place acest videoclip. Am secțiunea de descriere. În secțiunea de descriere, autorul acestei resurse educaționale deschise îmi explică ce și-a propus prin realizarea acestei resurse și, de asemenea, cum o putem integra într-o activitate didactică la clasă. Dacă vreau să-i las un comentariu, merg mai jos în secțiunea de comentarii, unde scrie adaugă un comentariu public, pentru că acest comentariu îl va putea vedea atât utilizatorul, cât și administratorul canalului și toți cei care sunt abonați la acest canal, dar și ceilalți care privesc acest material și se uită în secțiunea de comentarii. De exemplu, mulțumesc. Pot să pun doar mulțumesc. Mulțumesc. Am integrat cu succes acest red într-o activitate de învățare. Și apoi apăs pe butonul comentează. În acest moment, comentariul meu a devenit public. Dacă aș fi folosit niște termeni care nu erau permiși pe platformă, automat aceasta îmi scotea comentariul. Aici cineva poate să-mi aprecieze comentariul, din contră să nu mi-l aprecieze, să dea dislike sau să răspundă la comentariul meu. Dacă vreau să trimit acest material cuiva sau să distribui pe rețelele de socializare, accesez opțiunea Trimite. Dacă apăs pe Trimite, mi se va deschide o nouă fereastră tip pop-up, unde pot distribui pe Facebook materialul, Red-ul, pe WhatsApp, pe Twitter, prin e-mail sau alte rețele, dar pot copia și linkul cu opțiunea Copiază și mă pot duce pe Classroom la una dintre disciplinele mele și îl pot posta acolo. Haideți să vedeți imediat cum fac acest lucru. Am accesat Classroom, accesez una dintre clase sau dintre cursurile mele, merg la activitate la curs, apăs Creați, la temă, spre exemplu, sau activitate de curs. Voi spune exemplu, pentru că acesta este un exemplu. Aici pun cerința și dacă vreau să integrez linkul, merg în partea inferioară unde scrie adăugați un link. Și lipesc linkul către resursa mea. Și dacă vreau să pun aici un subiect, să pun la geografie, selectez la subiect geografie. Desigur că nu voi publica
această temă acum, a fost pe X și merg în secțiunea de geografie și o șterg. Dar așa o puteți integra pe YouTube sau direct de la acea secțiune unde ați încărcat videoclipul, puteți adăuga acolo un YouTube și dați căutare EduCred primar sau direct locuitorii și așezările omenești. Bun. Vă voi arăta, spre exemplu, la resursa educațională modificările observabile și repere de timp, care este făcută chiar de mine. În partea de descriere, eu am specificat și ce competență specifică mi-am propus să dezvolt prin utilizarea acestei resurse educaționale deschise, încadrând-o și integrând-o într-o activitate de învățare, aici am spus eu, folosind metoda expunerii. La fiecare dintre resurse veți găsi aceste descrieri date de autorilor. Dacă vreți să vedeți mai târziu resursa, aveți opțiunea salvează și puteți viziona mai târziu. De exemplu, salvează în, vizionează mai târziu sau într-unul dintre playlisturile de pe canalul dumneavoastră de YouTube, dacă aveți unul. Și de asemenea, tot aici, la opțiunea vizionează mai târziu, vă spuneam, într-un playlist puteți seta, dacă puneți ca link public, să-l vadă toată lumea sau să fie videoclip privat pe canalul dumneavoastră. Închid această secțiune. Dacă vrem să descărcăm acest videoclip, această resursă educațională deschisă, trebuie să avem cont YouTube Premium. Iată, eu nu am un cont, dar dacă aveți un cont YouTube Premium, puteți chiar descărca și folosi offline această resursă educațională deschisă. Dragilor, acestea sunt canalele de YouTube EduCred, Gimnaziu și Primar. Eu sper să le folosiți, pentru că acolo aveți foarte multe resurse educaționale deschise pe care le puteți integra în activități de învățare la clasă. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc multă sănătate și succes!